fost gesta pentru Valeria Marini, pentru colecția sedițiunii Diamonds, care a fost dedicată Sofiei lor. Cum se lucrează cu Valeria Marini? Mie mi-a fost destul de simplu, având în vedere faptul că înainte ne-am împrietenit și după aceea mi-a propus să lucrez cu ea, dar se lucrează foarte bine. Pe mine m-a respectat, a avut grijă de mine, totul e ok, foarte bine. Și cum să vă lasă soțul să lucrează ca model, că totuși nu cred că aveți nevoie de bani? Nu o fac neapărat pentru că nu am nevoie de bani sau că am nevoie de bani. Pur și simplu nu mă pot simți împlinită dacă stau acasă și pur și simplu mă uit la televizor și eventual am grijă de fetița mea. Mă simt împlinită atunci când muncesc, îmi place să fac banii mei, nu-mi place să depind de soțul meu. Fac acest lucru de aproximativ 2 ani, am o emisiune la pe un post național de televiziune, din care câștig destul de mult, nu prea stau acasă pentru că chiar îmi place să muncesc, nu știu, și cum se spune niciodată, banii nu sunt prea mulți. Cu ce alți designeri aveți lucrat înainte, în afară de Valeria Marine? Cu ce alți designeri? Bineînțeles, cu toți designeri din România, printre care Cătălin Botezatu, Laura Ultean, Rita Murașan și lista poate continua. Iar la săptămâna modei de la Roma am prezentat pentru cel mai tânăr designer rus, Kira Plastinina. Și... Kira Plastinina. Chiar apropo, asta e Kira Plastinina. Ok, just a second. Și miercuri voi fi guestar pentru Mariela Burani, care știu că este foarte apreciată, nu numai în Italia, ci în întreaga lume. Și ce designer alegeți dumneavoastră când mergeți, de exemplu, la cumpărături? Ce marci mă place mai mult? De obicei nu mă îmbrac în funcție de branduri, nu mă îmbrac neapărat doar pentru că acele haine sunt niște nume. Prefer să-mi aleg hainele după cum arată, nu neapărat după cât costă. Ce țineți neapărat în geantă? Din ce chestii nu puteți să mergeți afară dacă nu aveți în geantă? Telefonul mobil, pentru că îmi place să țin legătura cu fiica mea cât mai des. Mă rog, cu Bona, pentru că ea încă nu conștientizează, nu poate să vorbească. Și ce puteți face dintre o femeie adevărată? Da, știți care e diferența. O femeie, poate să fie orice femeie, da? Există niște femeile care sunt extraordinare. Ce face? Ce trebuie să facă femeia ca să fie extraordinară. Da. Exact. O femeie, ca să fie extraordinară, trebuie să facă tot posibilul să fie fericită și să facă tot posibilul să nu rămână la statutul de femeie întreținută eventual. Trebuie să facă tot posibilul să-și câștige singură banii și independența. Trebuie să aibă neapărat un copil, din punctul meu de vedere. Și cam atât. Să fie fericită. Trebuie să facă totul. Și ultima întrebare. Cum credeți că femeia... Ce trebuie să facă să se îngrijește ca să rămână atât frumoasă încă câteva ani? Ce obligatoriu trebuie să facă femeia? Ca o recomandare pentru femeia. Da. Să se odihnească cât mai mult și să doarmă, în special, nopțile. Toate nopțile. Atât? Atât. Ok. Mersi frumos. Mulțumesc. Facem și cu soții.